Vești bune pentru pasionații de astronomie. Curentul de meteor Perseide va înregistra un maxim în această noapte. Perioada de activitate a fenomenului a început în 17 iulie și se va încheia pe 24 august. În această perioadă pot fi observați pe lângă meteorii ce nu aparțin unui curent și meteori ce parcă vin din constelația Perseus. Din România nu se va vedea însă maximul din cauza că la noi va fi zi, dar se va putea observa panta ascendentă și cea descendentă a maximului. Din orașele mari vor putea fi observați observați doar 10-20 de meteori pe oră, în timp ce din locurile cu cer curat, lipsit de lumini parazite, vor putea fi văzuți până la 100 de meteori pe oră. Cea mai bună perioadă de observare este însă după miezul nopții până spre dimineață. Potrivit specialiștilor în astronomie, meteorii pot fi observați și fără un instrument astronomic, urmărind pur și simplu bolta cerească. Ce înseamnă acest fenomen? Practic, pe cer se vede o dără de lumină lăsată de o particulă cu diametrul de sub 1 mm. Aceasta aprinde aerul atunci când intră în contact cu atmosfera Terei. Totul este vizibil pentru o fracțiune de secundă chiar de aici, de pe Terra. Perseidele nu reprezintă însă o ploaie de stele, ci una de meteoriți. În timpul unei ploi de stele se pot observa câteva mii de meteori pe oră, acestea fiind foarte rare. Curentul de meteori Perseide apare de obicei în luna august. Perseidele sunt cunoscute pentru că se manifestă într-o perioadă a concediilor și vacanțelor în care oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber noaptea.